Atenția clubului, cum el foarte bine știe să o facă. Mulțumesc mult! Și ca la orice ceremonie trebuie și carta, nu? Îi mânez și carta clubului Rotary Alba Iulia și doresc să o păstreze cu grijă. Sunteți prezenți și dacă luni seara împreună cu PAS District Governor Ovidiu Coș participam la Cluj-Napoca la schimbul de colan sau rotirea de colan, cum vrem să zicem, a 7 cluburi, erau prezenți 200 de persoane. E ia că un singur club a adunat 100 de persoane. Vă felicit și vă mulțumesc tare mult! Dragi colegi, vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut încredere în mine, dându-mă această frumoasă sarcină, dar în același timp și grea. Anul acesta cred că vom fi mai la înălțime puțin. Mulțumesc! Și vreau să vă promit că o să duc mai departe ceea ce dumneavoastră ați început acum 24 de ani aproape. Vreau să mulțumesc membrilor fondatori, membrilor care și cei mai tineri care au intrat în club. În special vreau să mulțumesc nașului meu, Dani Viniș, pentru că mi-a făcut invitația să vin în Rotary. Și vreau să mulțumesc în mod special nașei mele, datorită căreia v-am cunoscut la toate proiectele anterioare intrării mele în club și am fost invitatul ei permanent, eu și familia mea. Mulțumesc, Lili Ciobotă! Aș vrea să vă prezint echipa cu care o să lucrez și apoi proiectele care vrem să și le propunem pentru anul 2018-2019. Tema anului este Be the Inspiration, să fim inspirația pentru comunitate, pentru cei din jur, pentru noi, pentru familiile noastre, pentru tot ceea ce ne înconjoară. Începem cu secretarul clubului, domnul Florin Secașiu. Mulțumesc, Florin, că ai acceptat să faci parte din echipa acestui an. Trezorierul clubului, binecunoscutul Gheorghe Ștef. Vă mulțumim, domnule. Președintele ales al clubului, Lili Rada. Lili Radu, colega noastră iubită, dragă. Mulțumim, Lili. Vicepreședintele și past prezident Ilies Buciumelea. Ilie, n-ai scăpat, dragule. Te așteaptă un an foarte greu. Dacă acesta care a trecut a fost greu, ăsta este mult mai greu. Pentru că este anul centenarului. Public relation și tot ceea ce se comunică către district și celelalte cluburi și comunicarea cu presa, colega noastră Amalia German. Mulțumim frumos, Amalia. Serviciu vocațional, Cristina Voina, Ceru, Youth Exchange, felicitări, Cristina, pentru tot ceea ce faceți. Club Service, Horea Moruțan, Horea la fel. Voi fi responsabil cu tot ceea ce se întâmplă în club și cu bună dispoziție. Serviciu comunitar și relații internaționale, domnul Gheorghe Mircescu. Felicitări, domnul Mircescu. Fundația Rotary, iarăși, o funcție foarte grea, pentru că anul acesta ne-am propus să lansăm proiectul Maria Beatrice, domnul Darius Doriga. Mulțumim, Darius. Și
web, social media, pentru că am văzut că se pricepe foarte bine Loredana Barbu. Mulțumesc, Loredana! Bineînțeles, Sergiu Dăntar, fără de care nu putem ține toate evenimentele, Sergiu Săndulache, îmi cer scuze. Mulțumesc că l-am sărit pe urmă. Felicitări, Sergiu! Vreau să le mulțumesc, să facem o poză de grup, să nu-i țin aici în picioare și apoi o să prezint pe scurt proiectele și mergem mai departe.